Direcția de Sănătate Publică a calculat rata de incidență cumulată pe ultimele 14 zile pe fiecare unitate administrativ-teritorială a județului Buzău. Astfel s-a constatat că rata de infectare la nivelul județului este de 0,74% la mia de locuitori și există șase localități unde rata de incidență este mai mare, 1,5 la 1000 de locuitori. Este vorba despre municipiul Buzău și comunele Unguriu și Zărnești, precum și de Năieni, Mărgăritești și Săpoca. Pentru cele șase localități, Direcția de Sănătate Publică a propus o serie de măsuri care au fost adoptate în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și care se vor aplica pe o perioadă de 14 zile, urmând să fie reevaluate la finalul acestei perioade. Printre acestea se numără dispoziții privind activitatea cinematografelor și a instituțiilor care organizează spectacole. Acestea vor putea funcționa cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului. De asemenea, sunt interzise spectacolele în aer liber, concertele, festivalurile publice și private și alte evenimente culturale. Restricții s-au impus și pentru baruri și restaurante, care de asemenea vor funcționa la maximum 30% din capacitate, în intervalul orar 6:23. De asemenea, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au fost actualizate scenariile de desfășurare a cursurilor în mai multe unități de învățământ din județul Buzău, în contextul apariției cazurilor de infectări cu noul coronavirus. Virus, în rândul elevilor și cadrelor didactice. În cadrul ședinței CGSU au fost actualizate scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ, Potrivit ratei de incidență cumulate în ultimele 14 zile, Berca, Blăjan, Cearoseti, Buzău, Năieni, Mărgăritești, Vernești, Săpoca, Unguriu și Zărnești se încadrează în scenariul galben, iar Unitatea Administrativ-Teritorială Luciu trece în scenariul verde, a transmis Prefectura Buzău. Pentru alte școli din județ însă autoritățile au decis suspendarea cursurilor față față.